Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Taur. Astăzi vom face tălmăcirea iernii. Ce mai faceți, dragii mei? Cum vă mai tratează viața? Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Dacă nu mai știți cum se scrie numele meu, îl găsiți în descrierea de mai jos acestui videoclip. Aceasta este Scârbinici, a noastră scârbinătoare pe post de directoare. Ea vă adoră și vă imploră să apelați la inteligență când urmăriți această pasiență. Astăzi vom tălmăci pentru anotimpul rece. Ce se întâmplă în anotimpul rece? Ne îngheață picioarele, dar sufletul, dragii mei, ce se întâmplă cu sufletul? Își păstrează căldura. Haideți să vedem unde sunteți acum și ce se întâmplă în viața voastră în momentul prezent. Ne cad două cărți aici, pentru Taur. Avem treiul de bâte și zecele de bâte. Iată, cineva se uită către viitorul său, da? Se uită înainte și în loc să vadă aceste corăbi care se întorc de pe mare și care aduc bunurile, vede un drum plin de greutăți. De ce vă uitați înaintea voastră și undeva pe drumul viitorului? Și vedeți aceste responsabilități pe care poate este prea mult să vi le asumați. Văd că mulți dintre voi parcă vă gândiți să vă asumați niște responsabilități aici și vi se par prea grele. Văd despre ce este vorba. Să fie un loc de muncă, să fie un proiect nou, să fie o iubire, o căsnicie. Cine știe care sunt aceste responsabilități? Pentru fiecare însă vor fi diferite. Taurii, iată, se înhamă sau nu se înhamă la aceste responsabilități. Avem o poveste care sparge ușor oarecum tălmăcirea, pentru că ea se adresează unui grup de persoane. Da? Fie că ești Taur, fie că ai ascendentul, alte planete în zodia Taur sau poate că urmărești aici pentru un Taur, pentru tine este această poveste? Este posibil. Haideți să vedem. Am să vă arăt și cărțile. Avem temperanța, zecele de cupe, treiul de bâte răsturnat și spânzuratul. Are ușor de-a face această poveste cu ceea ce am văzut aici, cu acest trei de bâte. Este vorba despre viitor aici, persoana care se uită în viitor și această persoană dorește să clădească ceva frumos, cu echilibru, cu armonie emoțională, materială în viața sa. Însă are un blocaj atunci când proiectează această imagine a fericirii către viitor, apare un blocaj. De ce? De ce nu ești capabil sau capabilă să proiectezi imaginea fericirii către viitorul tău și ești ușor agățat de un pesimism care vedem aici, care poate foarte ușor să fie rezolvat, dar despre ce este vorba? La fiecare va fi altceva. În ce domeniu al vieții voastre se întâmplă acest lucru? Doriți să proiectați un viitor minunat și dați de blocajul mental de care sunteți agățat. Hai să vedem despre ce e vorba, da? La fiecare este diferit, poate să fie în iubire. Vă imaginați viața cu cineva și apare blocajul. Nu pot, că n-am bani, nu pot, că e prea departe. Avem responsabilități care se pun pe umerii voștri. Numai când vă gândiți la viitor, ia uite cum vă simțiți. Sau un job, un serviciu, o investiție pe care trebuie să o faceți și vi se pare, vai de mine, cum să fac această investiție, că ia uite ce, la ce mă înham. Ceva de genul acesta este energia voastră. Dar de ce? Hai să vedem. Gândirea negativă este cea care nu merge aici. Deci stresul provocat de această situație. Atenție mare! Există o tehnică, Camizea iarăși bine că nu poate să abțină, în creație. Omul care este stăpân pe propria sa viață și își creează propria realitate. Deși în această tălmăcire nu fac metafizic aici, cei care doriți metafizic facem lunar, acea metafizică. Dar nu mă pot abține. Stresul, în momentul în care dorim să clădim ceva în viitorul nostru și formăm o imagine mentală și emoțională. Pentru că mintea și inima, cei care urmăriți învățăturile zei, știți deja, trebuie să fie pe aceeași lungime de undă. Aici, la domnii și doamnele Tauri, vedem cum ceea ce proiectați în viitor este plin de stres. De unde vine stresul? Vine probabil din memorie, din ceea ce mental încă mai hrăniți.
niște chestiuni negative care s-au întâmplat în viața voastră și pe care le hrăniți mental și riscați să le proiectați în viitorul vostru. Dacă nu luați imediat hotărârea să eliminați acest mod de gândire negativ. Eliminați, fraților, modul de gândire negativ pentru ca să nu luați probleme din trecut, le aduceți în prezent prin gândirea voastră, gândindu-vă la ele, ele nu se întâmplă acum. Timpul nostru este întotdeauna în prezent. Ne amintim trecutul și creăm viitorul. Da? Și în prezent, ce face omul? Aduce nebunile astea din trecut, le recreează emoțional și spune, vai, sunt atât de rănit, sunt atât de disperat, dar de ce că nu se întâmplă nimic acum? Păi pentru ce mi s-a întâmplat în trecut? Și iată cum recrează acea emoție, acea vibrație, se gândește la viitor și spune, vai, dar nici nu pot, dacă mi se întâmplă la fel. Și o proiectează direct în viitor. Și ne-am dat de-a dura și gata, am pus aceste greutăți pe umerii noștri. Dar vine taurul la tălmăcire și spune așa. Zice, să fiu fraier, să fac așa? N-o să fiu. O să alung această gândire negativă ca să proiectez numai binele în viitor. Mai ai grijă să vezi, da? Ia uite, regele de spade în poziție dreaptă, alături de acest stres. Regele de spade nu le are cu stresul, mai știți? Regele de spade, el când se uită la stres și spune, păi ce mai mă domină pe mine stresul? Eu sunt maestru mental aici. Sunt maestru. O să vă uitați la stres și o să luați stresul sub control, dragii mei. Însă emoțional la voi este o problemă, să știți. Emoțional, nici nu doriți să vă gândiți, eu mă uit aici, mă holbez în partea asta, pentru că aici sunt cărțile, da? Care nu trebuie să le arăt. Cine care mă întrebați că de ce nu arăt cărțile, este pentru că voi trebuie să auziți mesajul meu, da? Când o să vreți să vă arăt cărțile, în particular, facem pe bani acolo, vă arăt și cărțile, vă învăț și tot ce vreți. Dar acum este mai important ca eu să mă concentrez și voi să auziți mesajele și asta este. Emoțional, să revenim aici, nu? Emoțional, la voi. Este o chestiune că emoțional vă stresați. Atunci când vine logica și reușește să ajute mentalul, da? Dacă mentalul are o problemă emoțională, avem o problemă emoțională, mentalul intră în confuzie. Eu nu pot, domne, nu pot să scap de această greutate că m-a rănit și că uite, sunt rănit. Deci vine mentalul tău și spune așa. Hai să analizăm logic lucrurile și lasă, domne, ranile alea deoparte. Pentru că tu de acum înainte trebuie să iei conducerea. Să nu lăsați emoționalul să vă conducă, lăsați mentalul să vă conducă, da? Și mentalul să facă curățenie acolo și să-i spună minții voastre, termină cu prostiile. Hai să vedem mai departe ce te influențează, dragă taur, sau cel care urmărește aici, nu are importanță. Ce te influențează în această iarnă, în timpul rece? Pajul de cupe. Dorința de iubire. Ia uite, este un trubadur care este gata să ofere o cupă de iubire cuiva. Inima deschisă. Dar este ușor naiv, pajul de cupe. Dornic de iubire. Iată cum sunteți dornici de iubire și apoi vă uitați, el este un pic naiv, am spus. Pentru că în momentul el dorește această iubire, se entuziasmează frumos și în momentul în care vede la ce responsabilități se bagă, spune, vai de mine, dar nu o să pot eu așa ceva, nu pot, e prea greu, e prea mult pentru mine în iubire. Hai să vedem. De ce? De ce gândește el așa? Sau simte așa? Pajul de cupe. Este ușor teamă. Emoțional. Dar își dorește iubire, iată, avem forța răsturnată. Este teamă că poate să fie dominat de alte persoane și nu va ști, nu se va descurca să le domine. Dar emoțional, v-am spus, dacă lăsați mentalul să ia hotărârea și să vă conducă viața în această perioadă, în această timp rece, nu toată viața acum, mentalul îi va spune pajului de cupe ce să facă. Dacă cealaltă persoană este un pic așa mai fioroasă, cum e camizia câteodată, nu? Sunt fioroasă, nu? Ce? Păi de acum. Dragii mei. Deci,
Mentalul îi va spune pașii de cupe. Stai mă liniștit, că nu ești fioros, uite, nici camizia nu mușcă pe nimeni. Persoanele nu sunt fioroase, dragii mei. Este vorba despre percepția noastră. Cum îi percepem pe cei de lângă noi? Și se pare că taurul are o ușoară teamă emoțională de persoanele care se apropie de el sau de ea în această perioadă. Și din cauza aceasta, probabil că proiectează anumite eșecuri în viitorul său, însă nu-i nimica. Lăsați mentalul, da? Lăsați mentalul să conducă inima și mentalul vă spune, stai mă cu minte că persoana asta, uite, este o pisicuță blândă. Nu-i așa? Acum e și camizea. Are ea așa, face așa, de o pisicuță blândă. Asta este. Și avem aici șaptele de bâte în poziție dreaptă. Și mentalul tău îți va spune, nimeni nu este prea fioros și la toți le poți face față. Că este la muncă, este în iubire, că este în familie. Dacă ți este teamă, tu ești așa plăpând, văd, și emotiv în această perioadă. Că ți este teamă, tarotul îți spune că nu are de ce să-ți fie teamă, pentru că poți face față cu brio și felicitări. Asta te influențează pe tine. Acum să-ți cunoști valoarea și tăria și puterea. Lași gândirea negativă la o parte. Hai să vedem care sunt lecțiile pe care le maestrești tu în această perioadă. Dar uite ce frumos! Ai lumea! Toate lecțiile în această perioadă care ți se dau să le înveți, le vei duce până la capăt. Nu rămân aici neînvățate, nerezolvate. Când te-ai pus tu, ți-ai pus ceva în cap, îl duci până la capăt. Până nu te eliberezi, până nu vezi lucrul să fie făcut ca lumea. Vedem cicluri karmice din viața taurului care reușesc să ajungă la sfârșit cu o lecție învățată. Ce frumos să vedem aici. Învățată această lecție. Este greu, greu să ajungem la sfârșitul acestor cicluri, dar taurii vor ajunge. Sau mulți dintre voi ați ajuns, deja vedem, deja ați ajuns. Hai să vedem ce ați acumulat voi din această înțelepciune, aceste lecții foarte frumoase și importante. Dar uite, aveți cinciul de monede răsturnat. Știți ce este cinciul de monede? Este cel care este părăsit și lăsat cu ochii în soare. Karma aia de părăsire de care vorbim noi toată ziua aici. Asta e cinciul de monede și ne cade răsturnat cu lumea în poziție dreaptă. Înseamnă că ați izbăvit o karmă de părăsire. Iată, o dați la spate și o răsturnați, pentru că nimeni nu vă pune pe voi la pământ. Nu mai sunteți victime. Personajul care este lăsat în urmă se victimizează, spune, am fost lăsat în urmă, sunt o victimă. Dar acum Taurul o să spună așa, de ce să vă simt eu o victimă? Ia să mă ridic eu și să plec de aici, frumușel, ca să nu mai fiu lăsat în urmă. Pajul de monede, răsturnat, iată, cineva care a investit o emoție, o chestiune de valoare și n-a fost nimic de valoare acolo. Și Taurul realizează acest lucru, că n-a fost nimic de valoare acolo și nu mai consideră acesta un eșec, pentru că chiar nu este. Persoana care nu a dorit să investească în această situație, este liberă să plece, nu aveți nicio problemă cu ei. Voi ajungeți la un final aici în care înțelegeți ce se întâmplă și nu sunteți nicio victimă. Deci taurii nu vor fi victime în această. Dacă cealaltă persoană nu dorește să colaboreze, taurul nu are nicio problemă cu ei. La revedere, pașii pusii, trebuie să mă eliberez, am alte lucruri de făcut, am un viitor în viața mea de creat. De așa? Și eu trebuie să creez acest viitor și nu o să rămân agățat aici că m-a lăsat cineva cu ochii în soare. Mai merge. Mai merge. Ce învățați voi acum? Ia să mai că toată viața învățăm aici. Ce mai facem? Ia uitați-vă. Aveți cavalerul de monede. Cavalerul de monede este personajul precaut al tarotului. El se investește într-o anumită situație, dar stă foarte mult pe gânduri și pentru ca să fie hotărât, atunci când face un pas înainte, îl face bine și nu va trebui să se întoarcă înapoi. Vă văd acum că învățați să vă dobândiți o stabilitate, siguranță de sine, copăcel, copăcel, dar vă ridicați și vă puneți pe picioare emoțional,
teama la locul de muncă, dacă nu ați fost plătiți, dacă nu văd că cineva a plecat de la un loc de muncă care, sau pleacă, probabil, sau reușește să scape de undeva un loc de muncă unde nu era plătit. Acum, dacă vă oferiți serviciile sau să luați un alt job, va trebui să fiți precauți ca să nu mai intrați în astfel de situații. Tocmai ce vă spuneam, să nu proiectați din trecutul vostru un viitor care să fie la fel ca trecutul, să proiectați ceva care să fie stabil. Regina de cupe răsturnată reprezintă un personaj emoțional întors pe dos, răsturnat, trist, care plânge și care se becărește. Vedem cum taurul are de-a face cu un astfel de personaj și va trebui să stea pe loc. Pentru că taurul l-am văzut, dar acum a mai intrat și în relații care au fost mai dificile cu persoane care ori l-au dominat pe taur, ori au fost poate nepotrivite. Dar va mai avea de-a face taurul cu un personaj întors pe dos emoțional, care va încerca să-l impresioneze pe taur. Îi spune, ai că uite-te cât sunt eu de amărât și așa. Trebuie să ții moneda în mâna ta, iată, acestea sunt cărțile. Regina aceasta de cupe, care vine răsturnată și plânge, ce așteaptă ea? Așteaptă ca taurul să facă pasul înainte, către ea, să o salveze, să o ridice. Însă ea vine cu această cupă care este întoarsă pe dos. Este posibil ca mâine să-și schimbe comportamentul. Este mare în cine investi emoțional și material. Se vor trimite în drumul vostru aceste persoane. De ce? Haideți să vedem de ce. Pentru ca voi să știți cu rațiune cui să-i tăiați macaroana. Rațiunea, dragii mei, da? Rațiunea la voi vă va spune. Nu este cazul, această persoană nu este sinceră, această persoană merită, această persoană nu merită. Nu avem nimic aici de a face că nu merită cineva, dar trebuie să lăsați rațiunea, mai ales dacă faceți o investiție emoțională. Rațiunea, și să vă spună, că emoțional vă cam, știți cum, vă cam convine, așa că aveți o inimă foarte bună, foarte frumoasă voi. Dar acum o să spui, stai mă puțin, emoțional mă impresionează. Dar hai să mă uit acum mental la această situație, să o analizez. Dar mă uit și material la această situație. Mă duce să pierd material? Sau mi-aduce stabilitate? Veți analiza pe toate fețele, numai emoțional, nu? Pentru că emoțional este întoarsă pe două situații. Ce trebuie să lăsați în urmă, dragii mei tauri, în acest anotimp rece? Lăsăm răceala, să vină primăvara odată. Ia uitați, aveți carul triumfal. Ce lăsați în urmă? Lăsați în urmă un drum. De ce? Un drum, dar probabil că acest drum la voi este și o ambiție. O ambiție în care doriți să arătați lumii ceva. Să vă vadă lumea, la fel cum vine carul triumfal pe care îl vede lumea și lumea spune, vai, ia uite ce a făcut această persoană. Este o ambiție aici, este o chestiune care o faceți de ochii lumii, va trebui să o lăsați în urmă. Pentru că nu vă mai servește să faceți lucrurile ca să vadă alții. Le faceți pentru voi. V-ați mai ars voi în chestiunea asta. Ați făcut de ochii lumii și probabil că de acolo vine stresul. Dar acum lăsăm această dorință de ochii lumii să cadă la spate, că nu ne mai interesează dacă vede lumea sau ce spune lumea. Ne interesează să fim noi bine. Lăsați la spate, alții dintre voi lăsați la spate un drum. Unii dintre voi lăsați la spate o mașină. Avem magicianul și avem moartea răsturnată. Magicianul reprezintă aici noi posibilități. Da? Moartea răsturnată reprezintă un sfârșit de drum. Deci trebuie să facă un sfârșit de drum și un nou început. Amânați acest nou început, fraților, pentru că nu reușiți să vă desprindeți de această chestiune. Deci se cere încheierea unei chestiuni din viața voastră la care să nu vă mai întoarceți. Hai să zicem că ai o mașină veche și trebuie una nouă și nu dorești să o arunci pe cea veche.
Aruncă, frate, pe cea veche ca să iei una nouă, că universul îți va aduce banii, îți va aduce oportunitatea. Bine, nu poți să fii acum fără mașină, dar ia decizia aceasta, da? Ia decizia aceasta, să cauți o mașină nouă. Deci vă văd drumul vostru dacă este închis în orice situație, am zis eu de mașină așa, dar nu e de mașină, poate să fie de relație emoțională, job, bani, investiții, orice, casă, orice, da? Un drum care trebuie să-l faceți. Deci, dacă drumul vostru este blocat, este pentru că amânați să lăsați în urmă ceva care nu funcționează și care făceați de ochii lumii. Da? Poate să fiți într-o relație de ochii lumii. Cine mai știe? Sau la un job de ochii lumii, sau să vă aflați într-un loc de ochii lumii. Va trebui să lăsați în urmă acest lucru, să-l închideți definitiv și irevocabil, și atunci destinul și universul vă va deschide oportunități multiple. Cu condiția să fiți creatorii proprii voastre, să nu faceți ca să vadă alții sau că ce spun alții. Și veți lua cu voi. Rândul de spade. Precauția. O luați cu voi, vedem din nou. Și introspecția. Vă veți uita adânc în inima voastră, pentru că acolo este ceva important. Nu vă veți mai uita în jurul vostru la ce vă spune lumea. Priviți acest personaj. El se uită în interiorul său și se protejează. Este legat la ochi, nu mai interesează ce e în afară, ce zice lumea, ce vede lumea. Și-a pus legătura la ochi pentru că nu mai dorește să mai vadă. Da? Și vă concentrați foarte mult pe ceea ce vedeți în interiorul vostru, ca să vă reglați și emoțional, vedem. Din nou vedem personajul care își protejează inima de două ori. O dată cu spadele, a doua oară cu banii. Ce înseamnă că vă protejați inima cu spadele? Vă protejați inima, sentimentele, suferința emoțională, o protejați cu mentalul, cu modul de gândire și cu analiza logică. Și vă mai protejați și prin faptul că țineți banii sub control. Iată, poate o persoană trebuie să facă o investiție ceva și emoțional are niște temeri. Țineți banii la piept și gata, dacă ți-e teamă. Poate să fie un job, poate să fie cineva care dorește bani de la voi. Sau doar o investiție emoțională, ceva de valoare. Le țineți la piept și emoțiile și banii. Și așa vă protejați emoțional. Dați, pentru că văd că aveți de face cu persoane care vin ușor să vă impresioneze, dar numai că nu vă impresionează. Avem marele preot răsturnat, nu se cade de acord în această perioadă. Nu cădeți de acord. Dacă este vorba despre joburi care nu vă plătesc bine, da? Și care nu știți cam care e treaba pe acolo, nu o să vă duceți orbește, vedem că țineți banii la pieptul vostru. Adică nu semnați un contract doar așa pe bani puțin ca să fie. Spuneți, stau cu ceea ce am, îmi păstrez și conserv valorile pe care le am până când găsesc ceva care să-mi aducă satisfacție. Nu e bine să semnați contracte pe puțin sau pe ceva care, e acum dacă nu aveți din ce trăi, normal, dar nu pe termen lung. Să fiți prinși în joburi care nu vă aduc acea satisfacție emoțională și materială. Despre asta este vorba. Vă văd un taur care stă ușor pe loc să investească în ceva. Dar când spun investească, poate să fie și în fața unui job. Da? Că își investește el acolo energia la jobul respectiv. Deci își ține banii săi la piept, deocamdată, și nu semnează actul deocamdată. Pentru că are nevoie aici să fie sigur atunci când ceva nu se potrivește. Mai departe. Sfatul tarotului. Pentru Taur avem o poveste. Ia să vedem ce ne spune povestea care sparge tălmăcirea, dragii mei. Povestea se adresează unui grup restrâns de persoane. Este un mesaj care intervine în citirea noastră de tarot. Pentru cine este? Pentru cine? Am să vă arăt și cărțile, dar nu este important să le vedeți voi. Mesajul pentru voi este mai important. Deci când cineva vă face o citire, voi trebuie să auziți mesajul. Că dacă vă concentrați voi pe cărți, se schimbă imediat percepția mesajului. Pentru că încercați să-l alterați după ceea ce vedeți voi, dar tălmăcitoarea face tălmăcirea. Șasele de spade, cavalerul de spade, 10 de monede, cavalerul de bâte, 7 de monede.
Și acum tălmăcirea. Cineva trebuie să se desprindă emoțional de o persoană agresivă, mentală în comunicare. Cineva trebuie să se întoarcă acasă, acolo unde se simte bine, la adăpost, să-și numere ceea ce are în viața sa, să-și numere binecuvântările, banii mai ales, să-și numere banii și va fi mai bine acasă, acolo unde este la adăpost. Deci dacă tu ești undeva departe și știi că trebuie să întorci acasă, îți va fi foarte bine acasă și vei supraviețui acasă cu banii pe care îi ai o perioadă. Dacă nu e vorba să întorci acasă, este vorba aici de acasă în emoțiile tale, da? Deci desprinde-te emoțional de o persoană agresivă care vine cu ceartă și stai cu minte în banca ta și ține-ți banii tăi, du-i acasă banii tăi, ține-i pentru tine banii tăi, da? Și folosește-i pentru tine banii tăi. Și bunurile tale folosește-le pentru tine, pentru că vedem aici acum trebuie să te desprinzi de cineva care vine și critică, cu ceartă. Stai acasă! Stai acasă! Dacă acolo unde merge ceartă, stai acasă! Și o să fii perfect, o să te refaci, o să te umpli de energie. Dacă la locul de muncă, iarăși, sunt persoane agresive, îți fac cum stai acasă, dar nu te implica acolo. Bucură-te când ajungi acasă, ca să nu-ți crească stresul. Sfatul tarotului. Ia să vedem cine spune tarotul. Casa. Ia uite, casa și familia. Stați acasă cu cei dragi, duceți bunurile voastre de valoare la cei dragi, protejați-vă banii și casele voastre și familiile voastre și intrușii care vin acolo cu tot felul de divergențe, să nu investiți în ei. Țineți banii pentru voi, vă cade unitatea familiei și unitatea voastră de valori în general. Și mai trebuie să-i protejați pe membrii familiei voastre financiar, dacă au nevoie de bani, este ok. Să dați bani cuiva din familia voastră cu condiția să fie persoana apropiată, care vă intră în casă și care e de încredere. Doiul de spade răsturnat, iată, în casa și familia voastră, acolo este energia de care aveți nevoie. Dacă nu aveți casă, cum să zic, familie cu cineva în casa voastră și locuiți singuri, este posibil persoanele cu care vă simțiți acasă sau de lângă casa voastră, acolo vă este bine, acolo, iată, inima voastră se poate deschide. Cu persoanele din intimitatea voastră, familia voastră, rude foarte apropiate și prieteni foarte apropiați, vă pot deschide inima. Patrul de bute răsturnat. Iată, și ceva în stabilitatea voastră se întâmplă, deci ori în casa și familia voastră ceva aici trebuie să își recapete stabilitatea ca să vă simțiți desăvârșit în casa și familia voastră. Pentru că nu mai aveți încredere în ceva care se întâmplă aici. Atunci va trebui să recapătați încrederea, uitați-vă în inima voastră, da? Și familia este familie. Și vedem, a fost o teamă a pierderii, de exemplu, dacă tu trebuie să te întorci acasă de undeva, să schimbi o locuință, mai vedem și acest lucru. Ai o teamă. O teamă. Dar e de bine. Casa ta va fi la adăpost cel care trebuie să schimbi locuința sau să pleci la un drum de la o locuință undeva. Vedem aici. Ți-e teamă. Vedem. Se schimbe locuința. Să nu toată lumea schimbă locuința. Poate să fie un job, poate să fie orice, o relație, orice, care trebuie să schimbi în viața ta. Ai impresia că nu o să-ți fie bine? Stai mai mult în energia în care te simți la adăpost cu cei care știi că te apreciază și te ajută în orice situație, pentru ca inima ta să fie protejată. Trebuie să-ți protejezi și tu inima, însă nu poți să fii numai și numai tu singur în inima ta, nici se spune aici. Sunt persoane în foarte, foarte aproape de tine care te pot ajuta și îți pot oferi confortul la această schimbare. Ce urmează pentru tine? Este un conflict, iată, este personajul care ori lasă în urmă pe cineva care nu mai este de folos aici, dar este cu conflict, ori cineva îți creează un conflict ție. Deci vedem cinciul de spade, este o carte care se poate interpreta în mai multe feluri. Probabil că ori cineva trebuie să
îl îndepărtezi de casa și familia ta și să păstrezi numai persoanele care merită să fie acolo, este posibil și acest lucru. Deci se spune să-ți protejezi casa și familia. Se spune că trebuie să renunți la ceva anume care faci de ochii lumii. Și iată, poate cineva trebuie să plece din apropierea ta, din, știu eu, poate să nu mai lași niște vecini să-ți intre în casă, poate să fie orice legat de această casă, trebuie protejată și numai persoane de încredere să fie acolo. Persoanele care te poți deschide în inima ta. Dacă trebuie să stai în casă cu persoane care nu ai încredere în ele și n-ai ce să faci acum că nu poți să-i dai afară, dar te simți acolo tu că este o tensiune între ambele părți, să nu cumva ca inima ta să devină acum închisă. Da? Deci ți se spune așa, lasă-i pe cei care sunt mai cu energie mai toxică un pic deoparte și tu găsește-ți persoanele cu care să poți să fii în siguranță și încearcă să petreci mai mult timp cu persoana cu care te afli în siguranță, indiferent că este un vecin, cred că este un copil. Adresează energia ta acelor persoane, da? Ca să-ți formeze un scut de protecție pe inima ta. Vedem ceva în casa voastră aici care e o chisură. Ori o ceartă în casă, vedem ceva. Dar nu neapărat că trebuie să suferiți acum. Este un acord care nu se face. Și sunt persoane care sunt lângă voi. Mi se spune, dacă nu le vedeți, ele există. Căutați-le. Vor ajuta foarte mult. Unitatea casei și familiei este foarte importantă pentru voi. Sau dacă e la locul de muncă, unitatea locului de muncă. Iarăși, pentru că și acolo este casa noastră. Ce urmează pentru voi? Urmează, probabil că va trebui să renunțați la o colaborare cu cineva care este ușor mai agresiv, mai că nu vă simțiți bine cu acea persoană, pentru că, iată, avem îndrăgostiții. Îndrăgostiții care ne spun să faceți alegerea persoanelor exacte. Și la voi mai vedem aici, dragii mei, că va trebui să renunțați la cineva pentru că vă îndreptați către ceva care o să vă facă să vă simțiți mai bine. Alegere emoțională. Vă spuneam să nu vă lăsați duși de aceste alegeri emoționale la începutul tălmăcirii pentru că cineva încearcă să bage pe supirea voastră și așa mai departe. În momentul în care renunțați la a mai hrăni acea energie, vă recăpătați forța emoțională și vă veți deschide către altcineva. Este clar. Clar. Aici avem îndrăgostiți, iată, care vin și salvează tălmăcirea. Să nu credeți că rămâneți așa în conflict. Dar vedem că trebuie renunțată la această colaborare, da? Care nu mai colaborare, nu mai este ea aici. Este ceva de genul o colaborare forțată, o colaborare în care oricum energiile sunt destul de toxice și agresive. Dar cum faceți, de exemplu, dacă sunteți în casă cu cineva, nu puteți să divorțați peste noapte sau să dați afară. Pentru a face această desprindere corect, trebuie să nu mai hrăniți colaborarea. Știți cum este? Acum se ceartă și mâine vine și spune, hai să ne împăcăm. Te împaci, dar păstrezi distanța emoțională ca să nu mai aibă acea persoană putere asupra ta. Despre asta este vorba. Și ca tu să poți încheia această colaborare, că oricum se ceartă, oricum. Vedem aici că e cineva care are agresivitate. Dar tu după aceea îți găsești echilibru emoțional și vei putea să intri în alte colaborări în care, iată, avem îndrăgostiții. Vor fi pe măsura emoțiilor tale, acele colaborări emoționale. Iată ce frumos, am creat un cuvânt aici. Relație de iubire se numește. Sau de muncă. Pe placul tău. Iată, ăștia fac dragoste aici. E pe placul lor sau nu e pe placul lor? Eu cred că se simt bine ei așa. Așa o să fiți și voi, plini de pasiune la noua fază, dacă reușiți, cu calm, cu calm, să-i stăpâniți pe ăștia care sunt în apropierea voastră. Eu vă doresc mult succes, dragii mei tauri. Vă rog frumos să-mi lăsați un comentariu. V-am mai spus, dacă doriți, să vă abonați și să-mi dați un like. Eu apreciez foarte, foarte mult aceste lucruri. Vă iubesc, la revedere!